Okay, ne-am întors de live și în direct pe ProArena și Voio! Mulțumim, mulțumim, mulțumim! Mergem mai departe la categoria minus 85 de kilograme. Luptă pe regol de kickboxing. De la Clubul Sportiv Fit Expert Baia Mare în colțul albastru, Stan Alexandru. Avem un meci la 85 de kg între Alexandru Stan de la Clubul Fit Expert Baia Mare. El va da piept în această seară cu Robert Lungu. Stan are 4 victorii, 1 egal și 6 înfrângeri la profesioniști. Un luptător care spuneam vine din Baia Mare. Iar în colțul roșu, de la Clubul Sportiv Bini Fight Academy, Robert Lungu. Și adversarul său, Robert Lungu, de la Benny Fight Academy, antrenat de Benny Adegui, cu 3 înfrângeri, 3 victorii, un egal și 4 înfrângeri în cariera sa. Secundat Benny Adegui de Alion Teferi, un alt luptător care se antrenează la teamul lui Benny Adegui. 23 de ani are Lungu, este bucureștean. 3 runde, câte 3 minute. 3 rounds, 3 minutes. Colțul albastru, Stan Alexandru, Fight Expert, Baia Mare. Iar în colțul roșu de la Benny Fight Academy, Robert Lungu. Veniți la centru. Chemați la centru cei doi luptători. Stan cu shortul negru și alb, adversarul său cu shortul deschis la culoare. A lansat în acest an și pe partea de luptător profesioniști Benny Adegui. De când și-a deschis sala, foarte mulți sportivi s-au reapucat, unii dintre ei, de acest sport și au reapărut în prim plan odată cu sala lui Benny Adegui. Alții au făcut tranziția de la alte săli, au ajuns la Benny la sală și se antrenează acolo. Și iată, ușor, ușor, Benny Adegui reușește să trimită în galele profesioniste sportivi. Low kick-ul trimis de Lungu. O stângă la capul adversarului, blocată de Stan. Și low kick-ul lui Stan. Păstrează distanța cei doi sportivi, încearcă Stan să lovească. Cel care ține centrul ringului în acest prim minut este bucureșteanul Lungu. Stan mai experimentat fața adversarului său. Îl așteaptă Stan în colț pe adversar, a încercat să se ducă cu o lovitură mediană Lungu. Încă o dată lovitura lui Lungu la corpul adversarului. Croșeu de dreapta acum pentru Lungu. Low kick-ul lui Lungu, vine răspunsul adversarului. Așteptam ceva mai multe de la Stan în această seară. Sportiv mai cunoscut, mai vizibil față de Lungu până acest moment în gale profesioniste. Big kick acum bun pentru Lungu, care îl caută pe adversarul său, sportiv de gardă inversă Lungu. Stan tot face pasul în lateral, Lungu îi taie calea de fiecare dată. A fost acum o ieșire bună din curs pentru Stan, cu lovitură joasă de picior. Schimbul de lovitură între cei doi. Stan cumva pare că refuză lupta în aceste momente. Se deplasează foarte mult în ring. High kick-ul trimis de Lungu. Două lovituri bune ale lui Lungu la capul adversarului. Ceva probleme pentru Stan acolo. Genunchiul trimis după comanda stop.
Dan face pasul înapoi. Cearcă fiecare să lovească, dar loviturile se duc în aer. Bună această lovitură a lui Lungu. Două lovituri foarte bune de picior pentru el. Ratează lovitură Lungu. Se încheie această primă repriză. Da, o rundă între cei doi, nu foarte spectaculoasă per total, dar o repriză în care Lungu a fost mai bun pentru că a ținut centrul ringului, a fost mai agresiv, a făcut pasul înainte. Beni, asta îi spune elevului său, e frică de tine. El nu aude pe mine, doar pe tine. Vedem momentele importante din această repriză cu atacurile celor doi. Lungu a fost cel care a lovit mai mult, asta e clar. S-a tot văzut în această repriză întâia că a fost mai hotărât pe atacuri. Eliberați coșul! Început în forță, Lungu s-a dus repede spre adversarul său, Alexandru Stan. În același registru a început această repriză a doua. Acum îl caută câteva lovituri pe adversarul său. Low kick bun pentru Lungu. Și lovitură puternică trimisă de Lungu. Piciorul din spate a lucrat foarte bine Lungu. Din nou pune presiune acum Lungu pe adversarul său și este un clinch acum între cei doi. Pas înainte pentru Lungu, lovitură la capul adversarului. Ratează acolo lovitură Lungu. Este în continuare Lungu cel care reușește să îl țină la respect pe adversarul său și vine această lovitură cu piciorul din spate. Din nou executată foarte bine de Lungu. Este numărat Alexandru Stan. I-a mai intrat o astfel de lovitură ceva mai devreme lui Lungu. Stan se ridică, continuă meciul. Lungu se duce tare peste adversarul său după ce a stat în colțul neuntru, a respirat și s-a încărcat. Serie de brațe la capul adversarului pentru Lungu. Se schimbă lovituri și scapă Stan, iese din colțul ringului. Low kick cu care îl surprinde din nou pe Stan. Un pic croșeu de dreapta bună a lui Lungu. Sunt momente care Stan rămâne cu brațele jos. Face pasul înapoi acum Stan. Se cere de la margine lui Lungu să lovească la corpul adversarului. Lungu cu low kick. Stan pe pas înapoi. Bună lovitura mediană trimisă de Stan de această dată. Se retrage Alexandru Stan ultimele 10 secunde în această repriză. O rundă bună pentru Lungu care o și câștigă. Clar cu un punct stop. În defavoarea adversarului, 10-8 pentru această repriză a doua în favoarea lui Lungu. Eu zic că a câștigat și prima repriză, un 10-9. A trebuit să-l dat judecătorii.
Are văzut knockdown-ul încasat de Stan. L-a păcălit, au fost câteva fente ale lui Lungu și Stan a plecat acolo după un blocaj și când a venit lovitura a încasat-o în plin. Calm, asta îi cere Benny elevului său. Să rămână liniștit în această ultimă repriză. Chemați la centru cei doi. Ultima repriză. Fai! Bravo! Păstrează distanța foarte bine lungul fața adversarului său, dar a încasat această lovitură mediană. Se retrage un pic Stan, continuă să se deplaseze foarte mult în ring. Lungu din nou pe fentă de fiecare dată, îi arată un braț, îi arată un picior, îi arată ceva adversarului, dar nu trimite acea lovitură, doar încearcă să-l păcălească. Și am văzut în runda a doua, a arătat de câteva ori lovitura de picior și când Stan s-a aplicat, a și încasat-o. Brațele sus pentru Lungu și vine pe pas înainte. Stan este cel care trebuie să recupereze. Lungu este cel care atacă. Interesantă abordare. Midkick-ul trimis de Lungu. Da, câteva lovituri din nou în colț schimbate de cei doi. Vine ușor pe pas înainte Lungu și tot încearcă să-l surprindă pe Stan. Stan face același lucru de la începutul meciului până acum, se retrage. Din nou high kick foarte bun pentru Lungu. Midkick din nou bun pentru Lungu la corpul adversarului, croșet de dreapta acum. High kick, vine răspunsul lui Stan. Low kick. Ar trebui să schimbe ceva Stan în game planul său, cel puțin această ultimă rundă. Dacă își dorea cu adevărat să câștige acest meci, a fost dominat pe parcursul celor trei reprize de Lungu, care a și reușit să-l pună o dată la podea în runda a doua. Vine acum lovitura lui Stan la capul adversarului, Lungu o vede și blochează. Aici serie mai lungă pentru Stan. Și high kick-ul lui Lungu se încheie această luptă. Vedem loviturile celor doi din ultima repriză. Din nou repriză în care Lungu a arătat mai bine, a fost mai bun față de Stan. Și avem decizia. Câștigător în colțul roșu de la Belly Fight Academy, Robert Lungu! Da, și este victoria lui Robert Lungu, nicio surpriză după cele 9 minute din această luptă, victorie împotriva lui Alexandru Stan la puncte.